Profesor Dumitru Popescu, în afară de aceste întâlniri la Academie, în cadrul diverselor simpozioane, manifestări științifice la care am participat împreună, au fost ceasurile în care am stat împreună discutând despre teme pe care vi le-am evocat, despre evoluția comunității umane actuale, despre starea bisericii în lumea aceasta globalizată, despre situația bisericii în Europa noastră unită, despre această relație veșnic, aș spune, stimulatoare între teologie și filozofie, despre lucrarea continuă, neobosită a bisericii în spațiul de ridicare spirituală a individului și a persoanei umane. În plus, au fost ceasurile bucuroase când ne-am întâlnit cu unii doctoranzi de-ai mei sau de-ai dumisale, când am putut sta mai lejer de vorbă despre cele ale vieții, ale culturii și acele clipe au fost mai importante pentru a cunoaște dimensiunea spirituală, dimensiunea morală a părintelui profesor Dumitru Popescu. Aș putea spune că un lucru deosebit pe care l-am remarcat la părintele profesor Dumitru Popescu a fost acea bucurie de a vorbi despre colegii lui, cu acea bucurie de a vorbi despre foștii lui studenți care au ajuns fie în învățământul teologic sau slujitori ai Sfintelor Altare la parohii sau ierarhi de renume pe care a știut să-i prețuiască, să-i elogieze și nu pot să nu amintesc de prețuirea dumisale pentru vrednicul de pomenire patriarh teoctist, la care am descoperit o blândețe și o bunătate fără margini, dar și pentru prețuirea deosebită care a dus-o actualului întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române, înalt, preafericitul Părinte Patriar Daniel. Sigur că a iubi pe ceilalți, a-i prețui în ceea ce au ei valoros, înseamnă o dăruire de sine. Înseamnă a tempera orice pornire de invidie din interiorul tău, că știți, de regulă, există o invidie a omului când cineva face ceva mai bun decât el, se naște în el o energie negativistă față de cel care este autorul unor lucruri mai valoroase. Sigur că există și o invidie valoroasă. Nu toată invidie are caracter ticălos. Este o invidie valoroasă, aceea care te determină când ai văzut că colegul tău, că prieten sau că cineva a scris o carte deosebită, că a făcut ceva deosebit, parcă te mustră, te dojenești tu însuți, încerci să spui de ce n-am făcut și eu că puteam să fac un lucru la fel de bun. Asta este invidia pe care zic eu că e pozitivă, care te stimulează la creație și la acțiune binefăcătoare. De regulă, prevalează invidia aceea negativă, care este distrugătoare de spirite și nu numai, de destine umane chiar uneori. Așadar, toate aceste lucruri mi-au dat ocazia să descoper în părintele profesor Dumitru Popescu
o personalitate pentru care teologia, preocuparea teologică, slujirea la sfintele altare ale Bisericii Ortodoxe nu a fost numai o îndeletnicire cotidiană, ci a fost o cale a desăvârșirii de sine, o cale a desăvârșirii de sine întru Iisus Hristos Pantocratorul, cum îi plăcea lui să spună și cum a scris de fapt o carte, Iisus Hristos Pantocrator, care știți foarte bine că este o sinteză a teologiei dogmatice și simbolice a creștinismului, a ortodoxiei și a creștinismului în general. Pentru că în viziunea lui, fac o paranteză să spun că în viziunea lui Iisus Hristos Pantocratorul era, de fapt, este Iisus Hristos Mântuitorul care sălășluiește în biserică și este prezent mereu în viața noastră, în sufletele noastre, și Iisus Hristos Creatorul a întregii creații, a cosmosului, a universului, și amândouă aceste două dimensiuni cristologice dau, de fapt, valoarea deosebită a învățăturii noastre de credință și a credinței noastre întru Iisus Hristos. Un moment important pentru mine a fost anul 1999, atunci când am ajuns conferențiar universitar, părintele profesor s-a retras la pensie și eu am avut șansa să-i succed la catedră. Era pentru mine o mare responsabilitate dacă mă raportam la personalitatea dânsului și cu atât mai mult cu cât anterior fusese și părintele profesor Dumitru Stăniloae, profesor de dogmatică la această facultate. Deci vă dați seama că pentru mine totdeauna a fost chiar gândul acesta că am succedat unui mare profesor sau unor mari profesori a fost pentru mine mobilizator, în sensul că am o mare responsabilitate să privesc teologia dogmatică cu foarte multă responsabilitate și seriozitate. Și un al doilea moment a fost acesta, în calitate de asistent, am urmărit și activitatea dânsului administrativă, aceea de rector și după aceea de decan. Și când mai târziu am primit și eu această însărcinare să conduc destinirea acestei facultăți, nu de puține ori m-am gândit la modul în care dânsul știa foarte bine, găsea soluțiile cele mai adevărate pentru a promova cadre tinere, pentru a menține un dialog deschis între profesori, pentru a răspunde tuturor solicitărilor studenților, și caut și eu să mă înscriu pe aceeași linie și măcar în parte să am aceleași rezultate, în sensul că în perioada în care dânsul a condus destinele acestei facultăți s-au înregistrat foarte multe progrese, dintre care doar unul aș semnala: revenirea în universitate, care a fost un proces foarte complex, și apoi crearea dublelor specializări, crearea ciclului aprofundat care s-a transformat în master și, în ultimul rând, grija pentru școala doctorală. Deci toate acestea ne-au rămas nouă ucenicilor ca niște paradigme, și atunci când ne este mai greu ne gândim la modul în care dânsul, alături de alți mari profesori ai acestei facultăți, au reușit să afle cele mai bune soluții care trimit la misiunea și la viața bisericii de astăzi.